În această perioadă sunt necesare o serie de lucrări de întreținere ce se aplică răsadurilor. Principalele lucrări fac referire la dirijarea factorilor de microclimat, la fertilizările faziale, combaterea bolilor și a dăunătorilor și, în ultima etapă, călirea răsadurilor înainte de plantare. Dintre toate acestea, cea mai grea și cea mai importantă lucrare este dirijarea factorilor de microclimat. În interiorul serei se menține factorul de microclimat, trebuie menținut la parametri optimi. Ce înseamnă parametri optimi? Ce trebuie să faceți? Parametri optimi, noi aici ne referim în primul rând la dirijarea regimului de temperatură, de umiditate, atât din substrat cât și din aer, și chiar la dirijarea regimului de lumină. Principalul factor de risc este reprezentat de intensitatea scăzută a luminii din această perioadă. Aceasta determină alungirea răsadurilor, mai ales în condiții de temperaturi ridicate, fertilizări și udări excesive. În funcție de intensitatea luminii sunt dirijați și ceilalți factori, temperatura și umiditatea, în mod special cea din substrat. Dacă intensitatea luminii este scăzută, atunci acești factori se vor menține la valori mai reduse decât optimul acestor specii.